Da, Natalia, după cum ai spus și tu, mă aflu alături de maestrul Gheorghe Turda. Vă mulțumim pentru prezență. O înmormântare impresionantă, aș putea spune. E impresionantă și lumina de la cel de sus să ilumineze calea veșniciei ei pe drumul care a plecat dintre noi. Deși soarele ține cu noi, ca să zic, cei care suntem martori la acest dureros moment al vieții noastre, fiind lângă Ionela până pe ultimul drum. Mi-a fost colegă de promoție, a fost colegi de studenție, de Marele Ansamblu Rapsodia Română din 1972, când am pășit cu sfială și emoțiile firești pe marea scenă a Rapsodiei Române, după care am pornit în drumul cântecului până când ea a plecat dintre noi. A fost colegi, ne-am înțeles foarte bine, a fost foarte bun prieten și de familie, chiar cu soțul ei, regretatul ei, soț, am fost foarte bun prieten, fetele ei, fetele mele, și vreau să vă spun că autorela... Da, Natalia, după cum ai spus și tu, mă aflu alături de maestrul Gheorghe Turda. Vă mulțumim pentru prezență. O înmormântare impresionantă, aș putea spune. E impresionantă și lumina de la cel de sus să ilumineze calea veșniciei ei pe drumul care a plecat dintre noi. Deși soarele ține cu noi, ca să zic, cei care suntem martori la acest dureros moment al vieții noastre, fiind lângă Ionela până pe ultimul drum. Mi-a fost colegă de promoție, a fost colegi de studenție, de Marele Ansamblu Rapsodia Română din 1972, când am pășit cu sfială și emoțiile firești pe marea scenă a Rapsodiei Române, după care am pornit în drumul cântecului până când ea a plecat dintre noi. A fost colegi, ne-am înțeles foarte bine, a fost foarte bun prieten și de familie, chiar cu soțul ei, regretatul ei, soț, am fost foarte bun prieten, fetele ei, fetele mele, și vreau să vă spun că au o relație foarte, foarte benefică, să zic așa, și pentru noi ca oameni, dar și ca artiști. Ați închinat un ultim cântec în memoria dânsei. Cum v-ați simțit în acele momente în biserică? Cântând două pricerzne, de fapt, am cântat ultimul cântec pentru Ionela cu lacrimi în suflet și în ochi, pentru că merita să închinăm pe ultimul drum o rugăciune către Bunul Dumnezeu, să o păzească acolo între colegii noștri din ceruri, din corul artiștilor, și să aibă lumină veșnică acolo lângă Bunul Dumnezeu. Am văzut că a stat de vorbă și cu Ana Maria. Ce v-a spus? Mai mult am spus eu și am amintit perfect că îi povestea mama ei când ea era gravidă cu Ana Maria. Eu îi aduceam corcodușe, avea poftele unei gravide și îi aduceam fructe. Eram în turneu prin țară atunci, pe stadioane, țin minte, la Dej, într-o gară acolo, pe marginea Sobeșului, erau mult pomi fructiferi. Corcoduși, pruni, peri, mei și mai departe. Ea avea pofte și atunci mă cățăram prin toți pomii să-i aduc niște fructe, să, Doamne ferește, să lupățească ceva. Și bineînțeles că Ana mi-a confirmat și cu sufletul îndurerat și distrus, pot să spun așa, am fost alături de ea și de toată familia. Dumnezeu să o ierte, odinească în pace, să-i fie țărâna ușoară. Cum ați primit cumplita veste? Ca toată lumea, foarte greu, foarte greu. De aceea suntem astăzi lângă ea pe ultimul drum. În afară de dumneavoastră și de oameni care au fost aproape și care au cunoscut-o, văd o mulțime de oameni care au venit astăzi, poate chiar sute, aș putea spune, care au venit astăzi să-i fie alături pe un ultim drum. Mulți au venit cu sufletul, alții din curiozitate, dar știți dumneavoastră, așa la noi la români. Dar e bine să fie, că se spune așa, că și nunta și moartea fără lume e ca o nuntă fără lăutari. Vă mulțumim suflet, domnule Gheorghe Turda, Dumnezeu să odihnească în pace. Dumnezeu să